Am cunoscut pe Dorin Uritescu în urmă cu aproape 10 ani, când am aflat despre o lansare de carte pe care a avut-o la Cugir. Era vorba de cartea Fascinația numelui. Tatăl meu venise de la acea lansare și îmi spusese că a fost una de succes. Mai mult decât atâta, profesorul Uritescu lansase niște mesaje cu impact în orașul Cugir și venea cu un suflu nou în domeniul lingvisticii care să influențeze practic salvarea limbii române. Astfel am decis să ne întâlnim la București, unde să iau un interviu pentru revista Intelligence și așa, din acel moment, era octombrie 2010, am rămas, pot să spun, prieteni. După această experiență, am început să aflu, de fapt, ce a însemnat Dorin Uritescu, un domeniu pe care l-a slujit cu atâta devotament, și anume faptul că era autorul a câtorva zeci de cărți în domeniul lingvisticii, fiind unul dintre, informal să spunem, discipolii a lui Alexandru Graur sau Iorgu Iordan, cel puțin din punct de vedere al preocupărilor profesionale. Au urmat ani în care domnia sa a privit cu anumită atenție creațiile mele literare, a vorbit la lansări, mi-a fost alături și acest fapt a contribuit la dezvoltarea mea și la o mai atentă abordare a fenomenului literaturii. Și acest fapt poate fi considerat un fel de paradox, pentru că, deși a fost privit uneori ca un critic literar, Dorin Uritescu a fost un profesor, un foarte apreciat profesor de liceu și un lingvist foarte bun. Nu a fost însă un critic și nu este un critic literar, drept pentru care propensiunea domniei sale înspre a privi creațiile literare cu un ochi exigent a dezvoltat, să spunem așa, o mai mare rigoare a autorului de literatură. Așa se face că în toți acești ani relația mea cu Dorin Uritescu a fost una cu suișuri și coborâșuri, a dus la înțelegerea și cunoașterea reciprocă a unor situații de viață și a unor situații creative, dar în ansamblu a fost una benefică pentru amândoi. De asta n-am cum să nu îi doresc domnului profesor Dorin Uritescu la mulți ani cu ocazia zilei sale de naștere și să salut modul în care a știut întotdeauna să revină la Cugir și implicit la Vinerea atunci când a avut ceva de comunicat literar și uman. Puterea domniei sale vine și din experiențele de viață pe care le-a trăit și mai ales din uriașa dramă pe care a suferit-o prin pierderea fetei domniei sale în anul 2001, Ana Andreea Uritescu, fapt care la lansarea volumului Sisific care semnare m-a făcut să menționez că acest volum este dedicat. Drept pentru care al privi pe Dorin Uritescu astăzi într-un context larg, dincolo de dispute informale sau de contexte mai puțin sau mai mult tensionate, este o datorie a fiecărui om preocupat de literatură. Dorin Uritescu nu are nevoie de o garanție sau de o îngăduință din partea comunității, pentru că de cele mai multe ori el este cel care a venit înspre comunitate și a propus modele
și acuratețea sa în domeniul pe care slujește este incontestabilă. La mulți ani, Dorin Uritescu!